Colindele de Crăciun pot să nască patimi. O demonstrează un grav incident ce a avut loc în ajunul Crăciunului la Sală, unde doi tineri ce făceau parte din grupuri de colindători diferite s-au încăierat, unul dintre ei fiind acum în comă, iar altul în arest la domiciliu. Conflictul a izbucnit între un tânăr din Jibou care venise cu grupul său la colindat în Zalău și un băiat din Șamșot care făcea și el parte dintr-un grup de colindători de la el din sat. Se pare că la un moment dat tânărul din Jibou l-a lovit pe cel din Șamșot, acesta din urmă căzând și lovindu-se la cap. Victima a fost transportată la unitatea de primire a urgențelor din cadrul spitalului județean fiind internată. Două zile tânărul din Șamșot a intrat în comă și a fost transferat la clinica de neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Odată cu agravarea stării victimei, s-a schimbat și încadrarea juridică a faptei agresorului din lovire în vătămare corporală. Acesta a fost reținut în 27 decembrie, iar luni 28 decembrie a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Zalău cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Magistratul a respins solicitarea procurorilor dispunând măsura arestului la domiciliu. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul din Jibou riscă între 2 și 7 ani de închisoare.